6.000 de lei. Un alt business de politician social-democrat este reprezentat de cofetăria patronată de soția fostului premier Victor Ponta, europarlamentarul PSD Daciana Sârbu. Cofetăria acesteia se află chiar în centrul Bucureștiului, lângă Ateneu, iar angajatele se laudă că localul este unic în capitală. Produsele sunt făcute doar din ingrediente naturale, dar scumpe. Doamna Daciana, de câte ori a venit de când s-a deschis? Glumim puțin, să zic, public puțin, dar cofetării nu este neapărat electoratul PSD, înțeleg, măcar prin prisma prețurilor. Păi la noi vin și tineri, și elevi, și studenți, vin și oameni mai în vârstă, vin de toate tipurile de vârstă. E un business, caute business pe care încerc să-l conduc cât mai corect. Cam atât, adică nu vreau nici publicitate, nici singura modalitate în care, prin care a crescut această cofetărie a fost prin produse și prin calitate, atât. Am înțeles că anul trecut au existat pierderi de 300.000 de lei. Repet, nu am vorbit și nu doresc să discut business-ul acesta.